Salut! Hai să vă zic o poveste. De dimineață am încercat să înregistrez ceva content. Voiam să fac un montaj cu niște faze șmechere gen Faceway. Ceva de genul ăsta. Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T-Swift that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip, taking off, oh yeah. Lay you down, I just wanna be your body now. Show life's too short, I'm from out of town. So we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy. Ever since I was 16, wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die. Doar că, practic, odată la 3 minute pățeam chestia asta. Și eventual am dat rage quit. După am intrat pe Discord să verific mesajele și ce să vezi? Un abonat de-al meu a intrat pe site-ul ăsta pe care sunt eu acum și el chiar a crezut. Probabil fiind foarte mic, având sub 12 ani, el chiar a crezut că poți să găsești Recon Expert cu $30 și să fie două în stoc. Și că full acces, de la 20 spre 100 de skinuri. Și băiatul care are site-ul ăsta mai și pretinde: aveți grijă, nu cumpărați de pe Shopee sau Shelly. Cumva cumpărați de la mine, că eu nu dau țeapă. Dar greșit, este foarte mare țeapa de la ăsta. De asemenea pretinde Gold Trooper, $30, și că are unul în stoc full acces, de la 30 la 150 de skinuri. Aerial Assault Trooper, $25 full acces. Renegade Rider, $30 de ăsta, și că nu-l mai are în stoc. Purple Skull Trooper, am înțeles, $25 și 4 în stoc, și Codename Elf cu $20 și de asemenea ci că are și Black Knight, $7 și 25 de conturi în stoc. Deci în caz că poate nu m-ai auzit până acum și tu ești foarte entuziasmat, te duci în descriere și mama, ai căutat repede link-ul să iei să cumperi și tu un cont, calmează-te, bea o gură de apă, dă-ți o palmă peste față. E țeapă. Țeapă. Nu o să găsești niciodată Recon Expert cu $30, Gold Trooper $30, Renegade Raider $30, $25 pentru Skull Trooper, niciodată în viața asta, fie și full acces, să mai aibă și vreo 100 și ceva de skin-uri pe lângă. Calmați-vă, băieți. Folosiți-vă creierașul, analizați și încercați să înțelegeți de unde ar avea omul ăsta atâtea conturi OG în stoc. Să nu mai zicem că are și o grămadă de semi-rare accounts și care Sparkle Specialist, Banimun, 91 de Banimun în stoc, Glimmer, 17 în stoc, Skull Ranger, Brilliant Striker, Heidi. Ar trebui să-ți dai seama instant cum ai intrat pe site-ul ăsta că e țeapă. Trebuie să-ți scot notificările. Deci site-ul ăsta este o mare, mare, mare țeapă. Și în caz că poate mai aveți urme de îndoială: bă, Paul, dar încearcă, tu n-ai cumpărat, de unde știi? Cumpără prima dată și după aia să ne zici că e țeapă. Și încă mai ai 1% din creierul tău care poate se gândește că nu e țeapă și vrea să încerce să cumpere un cont. Ajunge să te duci aici, la review-uri, și o să vezi 2,85 din 5 stele și are 359 de review-uri. Voi vă dați seama la câtă lume o dat scam băiatul ăsta care deține site-ul și pe câtă lume a înșelat și la câți oameni le-au furat banii? Băiatul ăsta a cumpărat Sparkle Specialist acum 13 ore. He scammed me. Deci scam. Mistake information, please make sure before sending. Deci scam de asemenea. I-a dat dislike pentru un cont de Black Knight. Black Knight, scam. Codename Elf, you scam me. Count does not work. Contul nu merge. Star Spangled Ranger, nu merge. Fake, I got scammed, never got the account. Deci a luat țeapă, nu a luat niciodată contul. I can't log in, the county says I have to. Clar, țeapă și aici. When can I get access? Omul a cumpărat acum 4 zile, nici acum n-a primit contul. Total scam pentru un cont de Recon Expert. Voi trebuie să vă gândiți că toți oamenii ăștia au dat câte 30, câte 25, câte $5 și niciunul n-a primit nimic. No password, scam. Scam! Did not work, I need a account. Scam, fucking scammers, scammer. Renegade Raider, din nou, altă persoană care a dat $30 și nu a primit nimic. Deci uitați-vă la băiatul ăsta, se vă loc, au cumpărat două, au cumpărat și Codename Elf, au cumpărat și Gold Trooper. Deci probabil $55, $50, habar n-am. Fail, fail, complete scam, save your money, they ripped off a 12 years old kid, shame. Deci o dat țeapă unui copil de 12 ani. I got scam. În fine, ați înțeles ideea, deci e clar scam, clar 100%, 1000% scam. Și am făcut videoclipul ăsta să vă informez: nu cumpărați conturi de pe site-ul acesta, Fortnite Zone ATShop.io. E o țeapă cât casa site-ul ăsta. Foarte multe persoane au fost înșelate și am văzut, postează, își fac reclamă prin intermediul YouTube-ului la canalul lor. Și că Brandon Fortnite, Fortnite Accounts Shop, buying Fortnite Accounts. După câte vedeți, o cumpăra vizualizări, o pus câțiva prieteni să dea like la video și da, șterge mesajele în care oamenii zic: bă, vezi că mi-ai dat țeapă, scammerule. Asta e o altă modalitate prin care își face reclamă omul. Deci dacă vreți voi neapărat să vă cumpărați un cont pe Fortnite, un OG sau ceva, sau unul semi-rar, verific
verificați review-urile la magazinul ăla sau dacă cumpărați de la un seller, verificați de 30 de ori înainte sellerul ăla. Întrebați alte persoane, căutați review-uri de persoana respectivă. Nu vă aruncați cu capul înainte crezând că o să prindeți o ofertă extraordinară, pentru că astea sunt cele mai mari țepe. Dacă o chestie sună prea bine să fie adevărată, este clar că nu e adevărată, e țeapă. Recon Expert full acces $30. Hai să fim serioși. Legat de același subiect, un moderator de-al meu de pe live îmi trimite ieri mesaj pe Discord și mă întreabă: Paul, e scam chestia asta? Și fiți atenți, 5 euro sau 2 euro scrill și îți dau contul. Și contul respectiv are, nu știu dacă se vede, Gold Trooper, Recon Expert și Black Knight. Și că 5 euro sau 2 euro scrill pentru contul ăsta. Vă mai zic o dată, aveți grijă de bănuții voștri, nu-i cheltuiți aiurea, nu-i aruncați pe conturi rare de Fortnite care cică-s doar $30, conturile de genul ăsta pornesc de la 200-300 de dolari, în niciun caz $30 și de asemenea, repet, site-ul ăsta este o foarte, foarte mare țeapă. O să le dau report și o să dau report și la canalul de YouTube care le face reclamă. În orice caz, cum am zis, am făcut videoclipul ăsta să vă informez și să aveți grijă dacă vreți neapărat, nu mai poți arde și trebuie să-ți cumperi tu un cont de Fortnite, verifică de 10 ori înainte și cumpără o dată. Deci dacă apreciezi videoclipul, apasă butonul de like, haideți să facem 2 like-uri la videoclipul ăsta, trimite-l unui prieten și dacă dorești să mă susții, poți să folosești codul PAUL2M pe Item Shop. Doar dacă vrei. Cause we all deserve somebody new. In step 3, make a memory, down a couple beers and drink heavily. In step 4.